Salutare, prieteni, și bine v-am găsit aici de Ranu. Așa cum v-am spus în clipul anterior, astăzi o să facem un unboxing pentru noua placă de bază pe care am cumpărat-o, MSI Z170A Cray Gaming. Așa cum vă spuneam și în clipul anterior, fără ajutorul lui Ace, acest lucru nu era posibil să pot să-mi cumpăr placa. Îi mulțumesc încă o dată foarte mult pentru susținerea lui și susținerea voastră pe care mi-o arătați mereu, și fără voi nu aș putea să-mi fac build-ul pe care mi-l doresc. Sper să-l fac cât mai repede, dacă nu, oricum, o să-l facem. Ideea este că o să-l facem. O să facem unboxing-ul, o să vă arăt placa tot ce este pe aici, toate nebunile, uitați și pe partea asta la cutie, să vă carifați pe partea asta la cutie, tot ce are pe ea. Eu am desfăcut-o inițial ca să văd dacă sunt toate componentele și acum o să vă arăt și vouă cum arată placa. Ea în magazin la PC Garage m-am uitat, este undeva la 780 de RON, dar nu mai este pe stoc momentan. Eu am dat pe ea 600, 500 și ceva, 575 de RON, cu tot cu curier. Deci consider că am dat un preț foarte bun și o să vă spun imediat și specificațiile în momentul în care începem să o desfacem și vedeți și voi cum arată. Eu sunt foarte mulțumit de ea. Acum o să începem să desfacem cutia, să vedeți și voi ce bunătăți avem înăuntru. O secundă să văd să nu fie invers. Are să contorcem. Imaginea asta e demențială. Am și jocul Rainbow Six. Asta este fața de la MSI. Uitați ca să fie . O să vă citesc imediat și specificațiile, pentru că nu le știu, pentru că vă dați seama, eu fiind gamer pe laptop, nu le-am foarte bine cu chestiile astea, așa că o să încerc scuze, dar o să mai citesc de specificații. Merge cu un DDR4 1151. Aceasta este placa. Uitați cum arată. Vă arăt imediat și partea cealaltă. Aici placa, bucata aceasta se scoate și intră procesorul. Aici sunt conexiunile. Aici arată foarte, foarte tare și abia aștept să o montez pe build încă o dată. Ok. Imediat să o punem în punguță la loc, să nu încălțească ceva. Și o să vedem ce mai avem în cutie. Gata. Asta sunt de suport pentru ea. Avem cartea de la MSI, manualul. Great. Cablurile de conectivitate, de conectare. Codul de joc. Trebuie să ne înregistrez pe site. Asta nu știu ce sunt. SATA cable labels. Mi-a dat fata la habar, n-am ce sunt. Oricum le păstrăm și pe astea. Asta este foarte tare pentru Do Not Disturb, I am playing. I am not here. I am sorry. Să o pun pe ușă la sufragerie să nu mai intre Saritas și cu Irinuca. Aici este din nou un manual, cum se montează cooler-ul, cum se montează procesorul, RAM-ii. Quick installation guide. Vă dați seama că nu o să-l montez eu fiind afon la PC, o să mă ajute cineva care se pricepe foarte bine să-l montăm în momentul în care o să am toate piesele. Ok,
am rezolvat și cu asta. Aici este DVD-ul de instalare și ceva de la mesei, tot așa un flyer sau ceva de genul. Thank you for choosing Messi product. Nice. Deci astea au fost toate componentele și acum o să vă citesc specificațiile acestei plăci. O să trebuie să dau asta la o parte. Așa cum vă spuneam, vreau să-mi fac un avion, deci va trebui să avem piese foarte bune și performante, să ne ducă și OBS în sfârșit și tot ce vrem noi. O să vă las și link-ul în descriere, este de la PC Garage. Deci, formatul este un ATX, așa cum spuneam, socul procesor 1151 de la Intel, producătorul Intel, model de chipset Z170, procesoare suportate Intel 6, a 6-a generație, i7, i5, i3, interfață grafică, PCI Express ori 16.3.0, RAID, placă video integrată, necesită procesor cu tehnologie Intel HD Graphics, placă audio integrată 7.1 Audio Realtek ALC 1150. Ce să vă mai spun, placa de rețea 10-100-1000, chipset rețea Intel i219V, număr SATA 3, 6, are 6, SATA Express 1, NGF, nu știu ce este asta, vă dați seama că eu habar n-am, 1, tip de memorie DDR4, memorie maxim suportată 64 de giga. Eu estimez că o să avem undeva la între 12 și 16 giga de RAM. Număr de sloturi 4, tehnologie dual channel, frecvență suportată de la 2133 cea mai mică până la 3600 în OC. Dar noi nu o să facem OC, vă dați seama, pentru că ar însemna o investiție în plus din partea mea și nu am cum. O să mergem pe un normal, cât suportă normal fără OC, un 2400, așa o să luăm și RAM-i. Suport Intel Extreme Memory Profile, ce era aici, XMP, PCI Express 3.016, PCI Express 3, PCI 1, Multi GPU Suport 2-Way, 2-way Nvidia Sly Technology și resturile sunt USB-urile, USB 2.0 2 bucăți, USB 3.0 4 bucăți, USB 3.1 tip A o bucată, scuze, două bucăți și suport audio 7.1 plus garanție 36 de luni. Aceasta a fost unboxing-ul, sper că v-a plăcut. Scuze dacă nu știu, m-am mai încurcat sau nu, v-am spus că cei care sunteți vechi știți că nu le-am foarte bine cu PC-ul, fiind un jucător de laptop, un gamer de laptop, dar sper să vând tigaia de față și să pot să pun bani pentru piese, pentru build. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați urmărit acest clip, încă o dată îi mulțumesc pentru toată susținerea lui Ace, englezul. Fără donația de la el n-aș fi putut să iau placa aceasta, deci din suma de la el am dat undeva la 80% în totalul costului. Îi mulțumesc foarte mult încă o dată. Noi o să ne revedem data viitoare. Nu uitați să lăsați în comentariile voastre ce placă video aveți, ce placă de bază, scuze, aveți voi sau ce ați vrea să vă luați pe viitor, dacă aveți de gând să vă faceți un build sau nu știu, ce ați vrea voi să îmbunătățiți la calculatorul sau laptopul pe care l-aveți în prezent și să discutăm acolo mai multe. Am primit foarte multe comentarii la unboxing-ul de Marvel și aș fi foarte mulțumit și fericit dacă ați comentat la fel de mult și la placa de bază. Să știu și eu ce păreri mai există, dacă am făcut bine că am luat această placă de bază sau dacă voi credeți că la 6 milioane puteam să găsesc ceva mult mai bine și mult mai ok. Oricum, acesta a fost unboxing-ul, sper că v-a plăcut, am început road-ul să construim calculatorul,
Sper să o facem cât mai repede, deși asta nu este o mare prioritate, pentru că este în funcție de bugetul pe care îl voi avea. Nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, puteți oricând să donați. Dacă vreți, aveți linkul la descrierea canalului și în descrierea fiecărui clip. Puteți să donați acolo cât vreți, 1 euro, 2, whatever, ce vreți voi. Sau dacă vreți să donați piese pentru build, pentru calculator, la fel, puteți să o faceți, intrați, discutăm, nu este niciun fel de problemă. Dacă aveți un RAM sau dacă aveți ceva, orice, putem să discutăm. Și sunteți dispuși și nu vă mai trebuie, normal, nu trebuie să luați la calculator la voi ca să-mi dați mie, normal. Dacă aveți ceva care nu mai utilizați, eu am foarte mare nevoie ca să-mi fac acest build. Și știu că dacă sunt persoane care ar putea să mă ajute, o să facă, pentru că cei care sunteți abonați foarte vechi mă cunosc deja. Eu am fost Teranu, aceasta a fost unboxing-ul pentru placa de bază Z170A Create Gaming. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem de la viitoare. Ciao!